Măsurile stabilite prin hotărârea numărul 51 din data de 10 august 2021 se vor aplica în toate localitățile din județul Argeș ca urmare a incidenței cumulate la 14 zile, mai mică sau egală cu 2 la mie. Principalele modificări ce au survenit ca urmare a adoptării hotărârii numărul 51 din data de 10 august 2021 vizează următoarele categorii de activități. Mitingurile și demonstrațiile pot fi organizate cu un număr de participanți de maximum 500 de persoane cu respectarea următoarelor măsuri. Purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura de către toți participanții. Dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația menținerea distanței fizice de minimum un metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 metri pătrați per persoană acolo unde este posibil. Dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau demonstrației. Aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Competițiile sportive se pot desfășura în spațiile închise sau deschise cu participarea spectatorilor vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la capacitatea maximă a spațiului. Concertele, festivalurile publice și private sau alte evenimente culturale se pot organiza și desfășura în aer liber cu participarea cel mult 75.000 de, de spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test real-time PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 24 de ore. Respectiv, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15 -a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. La activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber pot participa cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună. Activitățile recreative și sportive sunt stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății, după caz cu Ministrul Tineretului și Sportului, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor sau Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Operatorii economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc își pot desfășura activitatea cu publicul la capacitatea maximă a spațiului. Modificările celorlalte măsuri aplicabile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pentru următoarele 14 zile vizează modificarea numărului de participanți și capacitatea spațiului în care pot desfășura activitatea operatorii economici.